Rămas vacant după ce 7 ani a fost ocupat de același om, Dan Stoian, postul de administrator public al județului Hunedoara este râvnit de mai mulți oameni care au mai deținut funcții publice, care se regăsesc în cerințele impuse pentru ocuparea postului. Printre ei se numără și actualul director general al Societății de Apă din Valea Jiului, Costel Avram. În primul rând, am auzit și eu vineri că administratul public al județului a încheiat amiabil cu conducerea Consiliului Județean. Am înțeles că în 10 iulie postul va fi scos la concurs. Nu sunt hotărât la ora aceasta, dar până în 10 august mă voi hotărâ și pot să vă spun doar atât. Îmi plac provocările. Chiar dacă nu este sigur că se înscrie în concurs, Avram spune că APASER va rămâne pe mâini bune dacă el ar pleca. APASER nu este a mea, nici a mea, nici a... Nici a urmașilor mei. Nu, eu cred că dacă ar fi să plec, dar deocamdată punem numai în față, dacă ar fi să plec, sigur că se vor găsi și alții care pot duce, dar dacă ar fi să plec și firma nu ar avea același curs ascendent, mi-ar părea rău de munca pe care am făcut-o aici la APASER. Dar este prematur la ora aceasta să vorbim despre ce va fi în viitor. Dan Stoian și-a depus demisia vineri în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara. Mircea Bobora, președintele administrației județene, a acceptat plecarea lui Stoian de îndată. Postul de city manager al județului Hunedoara va fi scos la concurs în data de 10 iulie.